Inițial dosarul ăsta era la Dan și el mai tinc s-a obținut. Colegiul admite recurs petiționar lui Brega, casează încheierea judecătoriei Râșcani 5 octombrie 2016, pronunță o nouă hotărâre prin care admite plângerea depusă de petiționarul Brega Oleg, anulează ordonanța din 27.07.2015 adoptată de procurorul Procuratura Râșcani și ordonanța procurorului ierarhic superior din 09.08.2016, dispunerea luare urmării penale și trimite cauza la adresa Procuraturii Râșcani pentru lichidarea neajunsurilor. Decizia este revocabilă. Все ушли на фронт. По новой электронной комменте. Громада шеденца на 10, на 2, на 11, 30, на 10. Да по новой электронной зечка нема. S-a scrântit, cred că. Prezent. Și încheierea judecătorului la Râșcani și ordonanțele atacate, pentru că în incidentul de la 8 mai anul trecut mi s-au încălcat drepturi fundamentale și persoanele cele au fost doar pretins amendate pentru huliganism, dar nu s-a luat în considerație faptul că eu eram în exercițiu funcțiunii de jurnalist și deci nu am fost apărat ca profesie, ca activist civic. Oamenii cei mi-au distrus, mi-au luat camera, au scos cartela, au distrus-o și unul dintre ei recunoaște pe imagini de video că nu cu bricheta, dar cu chibritele am încercat să-i dau foc la cartelă. Polițiștii au constatat că nu s-au păstrat imaginile video de pe cartela ce. Deci mi-au fost distruse probe de la o faptă ilicită, bun, fizic, dar și proprietate intelectuală, că pe acea cartelă aveam o grămadă de imagini video în afară de chestia asta cu care documentez fapte pentru eventuale documentare. Deci nu s-a interpretat faptele lor prin prisma codului penal care apără profesia de jurnalist, dreptul la libertate, ei m-au privat de libertate, m-au agresat fizic. Deci consider că e insuficient să fie amendat doar pentru huliganism, ci trebuie să fie cercetat prin prisma cel puțin articolul 180 prim din codul penal care apără activitatea profesională de jurnalist. Să cerceteze penal, să verifice măcar imaginile video pe care le-am dat și în care unul dintre agresori, inginerul, recunoaște că a vrut să-mi dea. Să mai acumuleze alte probe sau să le dea interpretare la cele acumulate. Dar nici nu s-a uitat pe imaginile video. Și le-am spus că am imagini video. Ei au încercat doar să recupereze cele pe cartel, au constatat că nu sunt, deci au fost distruse, dar nu au vrut să vadă imaginile video făcute după aceea cu telefonul mobil și pe care se vede cum acela recunoaște fapta lui. Da, în testant solicit ca să fie respins recursul depus de petentul Oleg Brega, deoarece hotărârile adoptate în care Cebotari Andrei și Brăguță Mihai au fost recunoscuți vinovați de comiterea contravenției prevăzute de articolul 78 al alineatul 2, fiind sancționați pe faptele date, și hotărârea prin care a fost menținută ordonanța dată a Procurorului Superior, deoarece nu au fost stabilite careva
încălcări, adoptarea acestei hotărâri, fac confirmat și prin încheierea judecătorului de instrucție 5 octombrie 2016. De asemenea, vreau să atrag atenția că, fiind citat organul de urmări penal pentru a stabili toate circunstanțele cazului, Oleg Brega s-a prezentat, însă nesubordonându-se cerințelor organului de urmări penal, acesta nu a fost audiat și recunoscut în calitate parte vătămată procesul penal. Hotărâri fiind citat, acesta s-a schivat neprezentându-se pentru a confirma aceste momente care le-a declarat în ședința judecată. Deoarece la materialele procesul penal, cauzei penale, este doar explicația lui primară. Vis-a-vis de alegații, precum că au fost distruse careva probe, acestea nu au fost prezentate organului penal de a fi examinate, nici video care îl invocă domnul Brega. Vis-a-vis de articolul 180 pe care invocă, vreau să menționez că acesta nu a fost acumulat în cadrul procesului penal, deoarece nici nu are statut de, din care motiv și nici nu are statut de probă conform articolul 94, care prevede expres modul și posibilitatea de acumulare, ridicare, conservare, examinare a probelor. Și iar ne întoarcem la ideea mai veche, prin care domnul Brega invocă că el avea careva materiale pe acest stic de importanță majoră intelectuală. Atunci când persoana dorește să facă un document și încearcă să filmeze careva activități, el măcar are asupra sa careva semne care identifică că este un operator sau o persoană cu necuson sau măcar să se prezinte persoanelor pe care le firma. Acest fapt nu este fixat undeva, din care organul de urmări penală pune la dubiu că acesta filma activitatea unor muncitori, având statut de jurnalist sau de operator a unui efectuării unui document. De aceea consider că alegațiile depuse acum în ședința de judecată sunt intimiate și solicit ca hotările adoptate să fie menținute ca fiind legale. Mulțumesc. Nu, n-am înțeles ce spune doamna procuroră, dar atenționez instanța că dreptul la libertate, dreptul la activitate profesională, dreptul la exprimare sunt apărate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Eu am semnalat asta în plângerea din 8 mai la poliție și poliția nu a apărat acest drept, care spun, declar că mi-a fost încălcat. Deci ca să nu se încalce și dreptul la justiție, rog să puneți cu procurorul la treabă. Ați învățat? Eu nu știu vorba asta. Nu vreau să vedeți decizia.